Să trăiți, suntem în criză mare. Floarea soarelui mai are un centimetru să răsară. A dat o grămadă de buruienușe, deși am dat de două ori cu discul. E ceva buruiană. Se vede, nu? Așa. Dau 2 litri pe hectar de total. Și ca să nu facă spumă în met, am băgat 1 litru de motorină. Să-i dăm puțin înainte, să vedem cum iese, dar înainte de asta să vă zic de ce am dau așa târziu. În primul rând că au fost ploi. În al doilea rând, de când am semănat floarea soarelui, iată că s-au făcut 2 săptămâni și abia acum începe să răsară. A fost frig noaptea, au fost ploicele, dar a ieșit și buruiana. Astfel, până când intru la erbicidatul cu pulsar, că asta e floarea aici, această bureană mai mare sau mai mică dispare. Dau cu a treia la 1,8 atmosfere, în așa fel încât să nu facă ceață. O să-i dau puțin înainte și cred că e destul de simplu. Deci se duce buruiana cu totalul ăsta și pe urmă erbicidatul cu pulsar. Când este peste 6 frunze, dau eu 0,75-0,8 la hectar cu a doua, în așa fel încât să se îmbrace bine toată floarea. Gracias.